Păi întreabă ca omul unei porcometele. Te pomenești ca golit frigiderul aseară, că altfel nu riscă el să vină ultimul să-l mai prindă mâncare. Poate dormi pupăză, că somnul e a doua pasiune a porcilor, după mâncat. Și a treia este umblatul la șoricul gol. Ce mârlăne, ce ai venit cu zlănina asta la vedere? Ce ai crezut că o să ne piară pofta de mâncare dacă te vedem? Țafă, bă, că eu pot ce-am mâncat și cu ochii închiși la nevoie, da? Faci totul cu ochii închiși, Chiorete, că dacă ai fi deschis, ai fi văzut că ne-a călcat hoții. Ne-a călcat hoții? Ne-a călcat hoții pe bune și ne-a furat tot ce era pe șfăriere. Nu mai e un tricou, cămașă, un pantalon, nimic, nimic. Mârlăne, toate astea sunt în coșul de rufe murdare. Și de ce l-ai băgat în mașină să ne speli putrosule? Pentru că s-a stricat. Hai stricat mașina! Tu iei alta! Faci credit la bancă, te împrumuți la Cati, nu mă interesează! Ce spui, disperatele? De ce s-o cumpăr eu? Nu știu care dintre noi spală rufele mai des, că tu speli cămășile și tricourile din două în două ore! Cum se pune un fir de praf? Cum le trântești la spălat? Pentru că vreau să fiu elegant, te oftici? Nu! Dar eleganța cu cheltuială să ține! Corect! Elegantule, hai, dă bani să o reparăm! Nu reparăm nimic! A, cumperi una nouă, boierul tot, boier, bă! Nu iau nimic! Spălăm de mână, mă! Că nu ne-am născut noi tehnologizați! Uite, de exemplu, mămica spăla la râu și mă la fermă! Și vrei să o sun pe mămica să o chem aici să ne spele? Vrei pupăză? Nu, mă, nu! Spălăm noi! Na. Ok, da, eu dacă spăl, mă fac fleașcă de transpirație, că spălatul înseamnă efort și automat transpirație și o să murdăresc o tonă de haine curate. Deci o să fiu un soi de perpetuum mobile, mă. Că transpir egal cu cât muncesc. Transpir, muncesc, transpir, mă, și viceversus. Trici tu să cheltui atâta băneți pe apă și pe detergent? Da, da, da. Și eu sunt tot perpetuum ca asta. Atunci să spele Ema că ea e femeie. Auzi, bă, pupăză, dar de ce nu iei tu o mașină de șpălat într-asta pe bugetul de la producție? Care cuzită? Și cum o să o justificăm, inteligentule? Că în 1800 sau când mama dracu se petrece acțiunea telenovelei, nu se inventaseră mașinile de spălat. Rufele le spălau sclavii negri. Exact. Să le speli Van Damme ca să știi trenerul. Ce vorbești, mă, de ce să le spăl eu? Lasă-mă, le spui că o luăm ca să ne curățăm costumele, pupăză. Că trebuie spălate zilnic, că le face fleașcă perpetuum mobile ăștia doi. De la căldura, de la platou. Dar bănuiesc că treaba asta e trecută. În contract, întreținerea hăinilor. Nu știu, mă, că contractul virgulie în spaniol, n-am de unde să știu. N-are nimic, că ni-l traduce și ni-l explică Miguel. Că el să-mi pricepe la chestia asta, că el e jurist de meserie. Toată contractul, că îl dau eu lui Miguel. Hai, mă, lasă-mă, naibii, faci-mă ta tevatură pentru niște amărâte de rufe. Le spăl eu și gata. Chiar vreau să vă propun ca să le spăl eu, dar să-l voi cu gura și nu m-ați lăsat. Chiar acum mă duc. Wow! Este că-ți place ce vezi? Wow! Tu speli rufe! E așa că e sexy. E super sexy. Auzi, nu vrei să le speli și pe ale noastre? Ne, nu vreau. Gata! Unde te duci? Dincolo! Păi ce vrei, să zbucur numai ție ochiul? Să vadă toți, inclusiv nemernicul, să înțeleagă ce a pierdut. Ce gospodină! Ce faci, muiere? Spăl rufe. Nu vezi, Chiorete? Ți-ai transformat numele în realitate? Păi acile! Lasă-mă să spere, să vedem noi tot!
Să ne arate tot, tot ce trebuie să știm ca să putem noi să spălăm, să... Auzi, Ema, nu vrei să ne speci nouă rufele ca să învățești noi cum să spală? Nu. Nu pot să vă refuz, mă. Spăl, dar doar vouă vă spăl. Da. Stai liniștită, madame, că mie are cine să-mi spele rufele. Mi le speli și mie, nu? Nu. Dacă vrei rufe curate, repară mașina de spălat. Auzi, Vandame, poți să-i dai și rufele mele la persoana care ți le spală pe ale tale? Hai că sunt și eu băiat atent, dau și eu o bere, un gel de păr, un gel... Ah, legenda, mă, uite, a scris care... Nu știu, nu știu ce... Salut, Mărlane! Băi, ce mai vrei, bă, te-ai mutat la noi, ce tot cauți, bagi? Am venit să cer și eu o țâță. Ia-o pe asta, nași, dă-i... Nu, nu! Am venit să cer o țâră de ulei, că trebuie să-i pregătesc micul dejunul, șeful. N-avem, că noi nu mai gătim, numai ca să nu declanșăm alarma. Înțeleg, înțeleg. Păi, am zis că n-am. Înțeleg, înțeleg. N-am! Înțeleg. Nu deodată-și mai caută-și pe la vecin, că n-avem! N-auzi, mă, lasă! Ăștia sunt spanieli, mă, sunt chitroși, mă. Iauzi, senior. Sărane. Auzi? Stel dezne mână? Nu. Doar acum că s-a stricat mașina de spălat. Nu s-a stricat nimic, ca ce în casă nu se strică nimic, că e nu stricat, e la revizie. Mașina de spălat la revizie, mă? Da, e la, azi e la revizie, mâine o să-i fac ralul și pâine să-i umflu eșapamentul cu gura. Auzi? Nu vrei să mă vezi și pe mine să spăl de mână, așa că și-a mea trebuie dusă la, la revizie. Dacă trebuie dusă la revizie, te-ai drum până nu iese de garanție. Nu, stai, mă, că vreau și eu să văd cum o freacă. Ce-are ce-o? No. Rufele, am vrut să zic. Tehnica de spălare e... Vrei, Ema, să... Să știi că nu se freacă deloc, că se strică materialul. Îți trebuie doar un detergent. Bun. Auzi că nu se freacă. Hai, du-te, ia-ți detergent. Păi stai, mă! Dar nu se freacă! Păi de care? De... Iar pe ăsta și Gido, hai! Du-te odată! Mamă, ce agasant! Unde rămăsesem? De ce mă, că mie mi se pare amuzant? Stai potolit, că acum se întoarce la să întrebe de balsam, de anticalcal, de dragi, de laci. Auzi, vreau să te întreb, ce balsam folosești, doar? De unde știu, mă? Flerul de polițai, pupăța. E, cum ești? Mergi pe drum vreo 2 km, spital pe sânga, trebuie spital și cimitir să vinde balsam pentru urmă. Da, am înțeles. Du-te. Auzi, folosești și anticalcar? Pentru ce-ți trebuie un anticalcar? Că sper cu mâna tâmpitură, îți rămâne calcar sub unghii! Stai, mă, să dau și eu o probă, mă, să vadă dacă mă pricep să spăl, mă! Să vadă dacă am aptitudini! Vrei, Ema? Ok! Ia, mă, dacă vrei să speli ceva iaște! Mai m-am amintit că trebuie să fac micul dejun în lui șef. Păi ia și fleacă! Nu, lasă, că vin mai târziu să dau proba aia. Da, vino, că-i găsești pe clanță. Uite-l focul. Ia, spală-i poștea dacă tot i-a scos. Nu, n-am cum, că nu mai am detergent, că-i l-ai dat aluia. Mă duc să iau alt. Ce tână, cum mă miroase mâncarea asta stricat, că nu... Rezolvă naiba odată cu mașina aia de șpalat. Păi ce vrei? Dacă mai spală asta de 3-4 ore așa în halul ăsta, ne trezim cu libidinosul pe capul nostru. Și o să-și adu numai ascult după canapele toată viața. Ia dă-mă contractul la Silară lui Miguel, că să-mi pricepe, găsește asta, bă, o portiță legală ca să ne alegem cu o mașină nouă. Lasă, Chiorete, că găsesc eu un jurist român, că ai noștri sunt mai ieftini, mă. Că Miguel e spaniol, ăștia au tarife mari. Nu-mi cere niciun ban mie, Miguel, că mi-e prieten. Păi tocmai de-aia, Chiorete, tu vrei să strici prietenia?
Că dacă vede Miguel cât câștigi, o să prindă ciudă pe tine, mă. Că invidia e cea mai mare boală. Lasă că rezolv eu, că tot eu trebuie să le rezolv pe toate. Avem nevoie de... Nu vă dau niciun tricou, că nu mai am decât unul singur și îmi trebuie la servici. Avem nevoie de ajutorul tău, prietene. Nene, că nu spăl nicio rufă, că mi-i trec clorul mâini și îmi put mâncarea. Mai tacă-ți pleancă și ascultă ce vrem ați zice. Tu trebuie doar să latri, mă. Ce, mă? Vrei să-i zice lui Rică că ne-a luat câine? Rău. Rău, da. Ca să nu ne mai tot inoportruneze cu... Să nu te mai tot viziteze pe aceea când vrea el, când să plece, când vrea să vină când vrea. Și vrei să-l speriem. Că ne-a luat fiară. Păi și nu o să vadă Rică că latru eu? Nu, că o să latri din grabă, că-i zice că acolo te ține că ești fiară. Fiară? Mă las să intru în cramă, a? Fără probleme. O să ai bodniță, nu o să ai cum să bei. Ce, mă? Glumea disperată, că eu știu că nu bei, prietene, de-aia te și las în cramă. Și de ce să imite o câinele, bă, și să nu-l imite ăsta? Că ăsta are mai mare experiență. Că a avut o grămadă de colegi la secția de poliție care erau câini. Mă faci javră că te găsești! Mă, Șoarete, stai locului, că omul a făcut un compliment. Se referea că ești fiară, că ești dur în meseria ta, mă, de polițai, da? Mărcă coțul de cât? Exact, muștie la acolo rămâi, că asta zicea. Bă, Gogule, mai mă, că tu ești, mă, cel mai bun la invitat animale. Mai ții uite când mergeam noi la plajă, mă, de făceai ca și o până la pe plajă. S-a strâns polonezii, dacă n-am făcut la bani în ziua aia. Ia, mai fost să vază știurete. Hai, mă, mai fost. Hai, mă, să fost. Hai, mă, ca și o până la așa. Hai că ești dat dracu. Dracu pe sârmă, ia uite. Fă-o pe aia că tu primești și cine, Gogule. Ba, dracu. Ce zici, mă? Da, aparatul să-i faci o poză pe telefonul. Ai, gatul, câine, crește, câine! Ce ne facem? Bravo, mă! Ai văzut, mă, ce talentat ești? E la... Ce talentat, nu? Dar și eu sunt talentat, cum am precoc că mă sperii. Bravo, dar tu poți mai mult la cât talent ai în tine. Data viitoare când te spari, să faci pe tine, mă. Hai și tir, că n-am vrut decât să-l încurajez. Sună. Deschideți-mă! E, mă. Da, vă rog! Chiorete, mi-a intrat un dulău în vilă! Vino repede să deschizi, că Morlanul singur s-a urcat pe dulap de frică! Tu m-am urcat, făi, pe aici un dulap, hai dacă eu intru o dată! Și câinele unde? Bă, cine faci tu, câine vrăjitoare? Nu la tine mă refeream, nesuferitule! Câinele e cel mai bun prieten al omului și tu încă n-ai ajuns la stadiul ăla. Ce vorbești, de la ce stadiu am ajuns? Încetați, bă, ne auziți, că poate mă decât... Rică, tu ești? Da? La ce v-ați luat, câine? Da! Lasă-mă, poate pipă, hai voi în baie! Da, mă, ne-a luat câine, că de când cu hoțe... Hai, intră, dă-te, mă, dacă-i curent! Păi, dacă... Vreau să te rog ceva. Păi, roagă-mă! La ce vă trebuie câine dacă aveți atâtea camere de luat vedere? Păi, nu e, mă, că camerele nu mușcă, e mai avantajos să ai câine. Că cu ăla previi, înțelegi, infracțiunea. Aha. Plus că e fain, ieși pe-un parc, te plin cu el, dacă ai cățel sau copil, e avantajos, că poți să găsi gagici. A, uite, că la asta nu m-am gândit, să mi-l împrumut și mie. Auzi, dar nu-mi arăt și mie să mă împrietenesc și eu cu el. Bă, tu ești nebun, păi e fioros, bă, nu poți ți-l arăt. Păi dacă dai ochi cu el, și pe mine mă îngrozește câteodată. Auzi, da, să nu mai intri în curte sau în casă fără să mă sun, că dacă e liber pe curte, te rupești. Nu vreau să te-am pe cunoștință. Așa fioros e, mă? Nu așa, mai fioros. Că m-ai făcut curios. Mi-l arăt și mie. Îl ții tu de-le astea. Nu pot, bă, că e...
A intrat în cramă, că îi place acolo, că îi răcoare și păi... mai și de acolo, iese mai tare. Stai cu minte că te găsește, draci! Merge lui la el așa ușor. Dar ce tu mă frești cu câinele atâta, mă? Tu ai venit pentru Ema sau pentru câine? Păi am venit pentru Ema, am venit, da. Auzi, unde e? E că vreau să o văd și eu. E... S-a dus să ia mâncare la câine, mă. E la un magazin în Istanbul să ia... Du-te să iei după drum, că aduce vreo 10 saci de mâncare pentru câini și nu poate să-i ducă singură. Oh. Ai vorbit pe drum. Dracu, ce mă stâcă e și ăsta. Hai, ieși că te găsește, de ce latri la mine, cabou? Păi de unde să știu că erai tu? Păi ești câine, adulbecă, că de-aia ești câine. Înapoi, înapoi. E pupăză. Ce mă, l-a spus pe ăsta să latre? Ce-ai făcut, pupăză? Ce-am făcut? N-am făcut nimic. Bă, să nu mai îndrăzi să-mi imputați ceva, că n-am făcut nimic. Ce, ați fost acolo, ați groștit vin și acum vreți să dați pe mine, nu? Nu ține, mă! Bă, nu zici că asta nu-i idee, re? Să-l chemăm părică să vază câinele și mimăm o pană de curent în timpul ăsta. Și mă împiedic eu, dau peste niște sticle, zice că le-a spart el și îl pune să plătească toate sticlele lipsă. Nu că sunt genial. Cum să plătească toate sticlele lipsă, genialule? Că o să plătească numai ce a spart el, mă. Păi nu vede ce a spart, și le sparg eu, tu n-auzi, pătuneric, e pătuneric. Și nu le spart alea originale, spart astea. Deci pun niște suc în ele și când dau pe scări să sparge cu gezeaba pe jos. Doar nu o să bage botul să ligă pe jos, vadă ce a fost. Nu că-s genial. Bă, să știi că ai dreptate și putem să facem mult mai multe ca să ieșim și pe profit. Și din profit putem să ne luăm mașina de spălat nouă. Eu oricum n-am făcut nimic cu chestia asta, că e contractul inatacabil, Chiorete. Bă, dă-l în masă, ia-l-l bă contractul să-l vază și Miguel, că cine știe la ce marță apoi de 2 lei poți să-ți-l vază? Da, de unde știi tu că era de 2 lei? Căci că fiindcă tu în viața ta n-ai dat la nimeni niciodată mai mult de 2 lei. Pentru că sunt consecvent de aia. Și o care am crezut că ești chitră. Să mai pun acelea un pic. Ia, mai bagă în... S-o umplu. Lasă-mă să-i pune și dopuri, s-a spus. Asta-i gata, Mârlane. Ia. Cine e? Mârlane, eu sunt. Care eu? Rica. Hai, tați repede, le puneți unde v-am arătat, să nu cumva să spargem altceva, să le puneți în altă parte, că mă dau dracu. Așa. Hai, și după ce scoți becul, dai semnalul, bă. Că latri. Hai, ascundeți-vă-ți. Hai, salut. Bine ai venit. Nu m-am văzut ieri cu Ema. Nu, nici ea cu tine. E acasă? Cine? Ema. A, Ema, nu e acasă, e tot după mâncare de câine, că ți-am zis că... Mănâncă ăsta ca dracu, dacă nu bagă în el, ar mânca tot, m-ar mânca și pe mine, să ne muresc, dar... Hai să ți-l arăt, să-l vezi. Măi, stai cu minte, măi! Nu e nevoie, să știi că m-am gândit eu mai bine, să știi. M-am gândit că dacă agăți cu câinele, va trebui să le iau mereu cu mine la plimbare, ca să nu se prindă tipa. Și ce fac, devin îngrijitorul câinelui tău? Plus de asta, gagica pe care vreau eu să o agăți, știe că nu e al meu. De unde știe? Păi ea-l hrănește. Cine? Ema, oleu. A, treaba ta? Dar să știi că dacă nu te prietenești cu câinele, nu vreau să poți să te învârți pe lângă Ema, că la când simte miros de picior străin pe aici, în casă sau pe curte, rupe că e rasă de-aia, e pișbul. Pe ce rasă e asta? Un de-ala care când te mușcă faci pe tine. Aoleu. Hai să-l vezi, hai să-ți vrea să-ți fac cunoștință. Nu mă lasă că mă grăbesc să o prind pe Ema la magazin, să o ajut. Lasă-mă. Dracu al dracu!
Câinele, mătii, las că scap eu de tine. La protecțion de los animales, por favor. Si. Si. Si, senior. Si. Al dracu, n-am mai vrut să intri în gravă. De bă, de, dacă ai tot repetat un milion de ori ca nătântolul, că ăla e feară, că e pijbul, cum să mai vrea să coboare? Ce vrei să zic, bă, că-i piton maltez, că-i desta, ciucioaua de la mică, dar n-am să sperie nimeni. Păi și tu ce faci, bă, cu vinul ăsta? La ce l-a adus în dărât? Păi lasă, ce să vrei să-l lase în pivniță, să nu știu care-i bun, care-i contrafăcut, să-i dau lui șeful, să bea tempera, ce ești tâmpit și tu? Dă-i-le, adu-le pe toate din pivniță, hai! Ah, asta e Emma. Ah. Bună, Emma! Bun. Hola, Mărlane! Ah. Am primit o sesizare cum că... Ciorete? Si, Miguel? Ce faci tu aici, Ciorete? Pă, dracu, să mă... Ce faci? Ce faci, mă? Spune-mă, ce faci, cum mă mai gândi? Da. Fac pătră... Bine, am venit aceea că m-a chemat senor Mărlanu, căci că fiindcă... Vrea să dea drumul la o afacere cu vinuri. Așa. Și eu trebuie să le verific, să nu cari cumva să fie contrafăcută ea. Da, credeam că ai venit-o pentru sesizare. Ce sesizare? Păi, am primit o sesizare de la Protección de los Animales, cum că aici, Mărlane, s-i sechestrat un câine în beci. Nu! Da. Un câine? Păi, o și-a dat cina de ceasuri bune și n-am auzit picior de lătrat până acum. Așa, mă, brută, ții fruncâne pe-un pivniță, pe-un... No, vorbește lumea, dar puteți să verificați, domnul Miguel. Ce vrută? E partenerul de afacere. Da, idiotul cu care face... Senor Mărlanu face afacerea și așa el, mai neîndemânatic. Mai cu două mâini stângi de el. Ciorete, hai să verificăm totul. Să te auzim da, ceva, mergeți, știu și-o. Să mergem, să verificăm. Or fi șoareci, poate, sau. Ah, dacă nu m-ai nebunit. Ce-ai făcut, imbecilule, că te gâtui? Ce? M-am speriat când am auzit că vrea să verifice. Ce, voiai să creadă că suntem falsificatori de vinuri și să ajungem la Bulău? Nu pentru vin a venit. Păi și-o de unde să știu? Adulmecă, că da-i scrie, să adulmeci, că asta face scrie, adulmecă! Are boală pe el rând de tot. E la secunda vezi când îi trimite poliția pe cap aiurea. Păi, e individios de lămăsa, că ăsta așa de înghit ai viloiu și e individios să spun asta cu individia la noi, la România, e sport național de... Păi atunci să-l amendăm cu una multa... Cu ce aia multa? Multa amendă. Ah! Da! Cum, domnule, nu! Nu pe tine, mă, pe ăla da trimis sesizarea! Ah, ăla dă-i două de lămăsa! Ce două? Trei? Trei, patru! Păi rămân cu cotorul! Cum, mă, n-ai câine? N-ai zis tu, mă, cu gura ta că ai pici bulda de rasă? Am avut, dar nu-l mai am, că l-am scos afară în curte... S-am uitat poarta deschisă aici și să facă și el un pipi, l-a văzut cățeaua fără pantalon, l-a alergat tot cartierul, că și el cum e rușinos a fugit, n-a mai stat să duc. Adică acum umblă pe străzi. Cine? Javra! Da, umblă pe străzi, da. Păi asta e mai grav decât dacă l-ai fi sechestrat în besi, Mărlane, că poate să muște oamenii, că pitbull este un câine feroce și bănuiesc că n-are nici botniță. Are? Da, n-are, dar după de asta a plecat să-și ia podiță, da. Mărlane, pune mâna și dă un anunț la ziar ca să-l dai pierdut, ca să fie exonerat de orice responsabilitate. Că dacă muscă pe cineva până apare anunțul, ești pasibil de carcel. La picior, făcățel? Nu, Mărlane, te duci la Mititica, mă. Ha, la veveriță, e una mică, o știu. Ciore, te explică tu. Te duci, moașta, pe gheață. Mă duc la patinoar? Nu, te duci la pârnaie. La... Da, că se consideră că ai lăsat câinile pe străzi deliberat. Ce-a... Zic că nu-mi dai tu anunțul ăla la ziar, prietene, că tu te pricepi la spaniolă, eu zbâtă. Dă banii. Și care bani? Dă-l în prima oară, ca să vedem cât costă și vii după bani când vine și Emma. Du-te. Și urmăriți anunțios că poate vi l-a găsit cineva între timp, da? Ce? Se Javra. Ha, da, Gocule, tu te ești tu ăsta scântea tineretului de Spania. Informația de Spania, vezi ce găsești. Ia, Ciorete. Ce? Zii așa, v-ați apucat de afaceri cu vin, ai?
A, și de ăsta bunul, nu așa urșișe? Te pricepi? Păi normal. Ia zic, cu cât îl luați? Ce? Vino. Cu cât îl luăm? Păi îl luăm cu cât îl luăm. Zii tu cu cât îl iei, că tu ești distribuitorul. Eu numai te consiliez pe partea juridică, da? Eu mă consiliez pe partea altă juridică, păi. Eu îl luăm cu cât 80 de euro. 70? Cât? 40? Ce 40? 35, dacă nu chiar 20. Cu cât? 15. 8 euro luăm, că și când ne face discount, ne dă și cu 2 euro, că eu câte o garnitură de 3. Ba, câteodată de sărbători îmi dau ei câte 2 euro la sticlă, bineînțeles. O mană curată, mânane, da. Păi ăsta e vinde 70-80 de euro sticla. Ia că ce-a zis? De un pic. Vreau și eu două sticle, uite astea. Nu e, nu, că e vechi, uite, mâine ți-aduce două proaspete. Da, și tu nu știi? Vinul cu cât e mai vechi, cu atât e mai bun, mărlane. Da, nu-i, păi nu la vechii mea mă refeream. Mă refeream că e, n-a stat în condițiile care trebuie, că a stat în soare, l-a bătut soarele, l-a bătut umbra. Cine dracul l-a bătut? Și vinul adevărat trebuie să stea la temperatură constantă, în gramă, la... Ce dracu e, săran, nu te pricep la vinuri. Tu în sine și când vine ăla bunul, să-mi dai și mie un telefon, da? Da. Îl dracu și păgar vrea și vin și telefon. Bă, ce colegi ai? 2 euro sticla? Bă, tu ești idiot? Da, da, de ce? Da, une dragi, da, mi-a zis să faci tu rost de sticle de 80-90 de euro bucata cu 2 euro. Marlan, vreau? Da. De unde faci rost, bă? De unde faci rost de cașcaval? Păi de unde zic că nu știu. Îl pun pe Pupăză să le cumpere, că-l găsește, dragi. Din cauza lui mașina lui de spălat, am ajuns în ratul în care suntem. Tu te văd aici. Am adus iar. Băi, ești nebun. Știi că sunt în stare ăștia să plătească pentru recompensă pentru un câine? Și 200 de euro, ia uite. Am fugit! Ce zonă, Gogule? Adică, ia-ți iar mai cu mine, că-i luăm pe toți, i-a adunăm. Ta-da! Da, unde ați furat alea, mă? Ziceți, recunoaște mânane tot, ca să pot să vă cer circumstanțe atenuante. Nu le-am furat, fricagii trasige, le-am cumpărat cu bani. De unde ați furat banii, mă, atunci? N-am furat niciun ban, frecagiu intransigent. Dar ăsta de ce n-ai dat? Ca să întrebi tu. Nu i-am furat, mă, i-am primit recompensă pentru că am găsit un câine pierdut. E unde n-ai bă l-ați găsit voi? În brațe la gogoașă. Ai furat un câine, gogoașă! Măi, măi, să nu folosim cuvinte care ne doare. I-a arătat o bucată costiță și câinele a venit singur, singurel. N-a fost constrâns deloc. Și fără constrângere, nu există infracțiunea. Hai că mai știm și noi codul penal dacă ne învârtim pe lângă tine. Ce să spun? Fraier ești, mă, Vârlane! Tu vrei să mi scai câine și te smerit un lătrat? Iar a venit agasantul ăla de rică. Nu e, băi, e Miguel. Miguel? De unde știi tu, mă, că-i Miguel? Pe la chemat eu să-i dau sticlele de vin. Hai, marș de aici! Marș, marș, marș! Nu mai stai! Oh, oh, poftim! Oh, ce usă tare ai! Hola, Miguel! Hola, Mărlane! Am înțeles că ți-ai găsit câinele? Da! Păi, scoate-l să-i fac și eu niște poze și să închidem sesizarea aia! De fapt, nu prea l-am găsit. Cum adică nu prea l-ai găsit? Adică l-am găsit, dar nu pe-al nostru, pe-al o altă familie și l-am înapoiat deja. Mă, Mărlane, lasă-te de glume. Eu am auzit lătrat când veneam pe alee încoase și pe tine te-am auzit cum urlai marș, marș! Da, da, nu vorbeam cu câinele. Dar cu cine? Cu partenerul meu de afaceri, cu asociatul, cu Gogoașa. El m-a ajutat să-l căutăm. Gogule, treci încoa! Hai,
gogul aceea. Știi, în timp ce cotropăiam pântre câinii vagabozi în căutarea lui al nostru, l-a mușcat pe el și cred că i-a dat puțintică, dar numai puțintică turbare. Ce? Stăci, nu te feri de domnul polițist, că dânsul poate să ne ajute aceea. Că cheamă smurdul spaniol și în câteva ore ești bine, nu, domnul Miguel? Normal, dar nu mai chem pe nimeni, îl duc chiar eu că pare urzență. Hai! Să nu uiți de sticle. A, să nu uiți să-ți dau și banii. Nu e nevoie, e din partea casei, mai ales că ne-a ajuns cu tratamentul cu animalul ăsta, cu colegul. Mărlane, nu se poate, mă, nu vreau să-mi iasă vorbe că îți dau spagă. Eu sunt polițist spaniol, mă. Mărlane, vine-o cu... Las că nu-i... Ce vrei, mogule? Bă, tu nu ești în toate mințile. Știi ce înseamnă tratament? Înseamnă injecție în purtă. Și ce vrei să fac? Trebuie să o drec cumva. Și de ce nu l-ai chemat pe Van Damme? Că el a lătrat. Ca să-l aresteze tâmpitule, să afle măta că suntem aici, să vină pe capul nostru. Lasă așa că e mai bine că... Gândește-te că-ți face tratamentul ăsta cu injecții în turtă, ăsta în burtă, și după aceea să mai căutăm câini, că chiar dacă te mușcă altul, nu mai te îmbolnăvești. Nu, 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 așa ceva nu vreau, nu, nu, nu vreau, nu, așa ceva. Sticlele, ce-ai, Să se comportă turbasii. Da? Da, bine că ce? Nu te-am muscat de mână și a și plecat. Iau până învăluire, ies pe că știu eu. Trage-i în cap să nu tehnica mai... Tehnica mea, dacă da. Dacă-i tragi în burtă, mișcă. Da. Bă, dar chiar 5 euro a lăsat să nebunesc. Vandame, dă banii. Ce, de ce să dau eu, Mărlane? Să dea pupăză. Că dacă repara mașina de spălat, nu s-a mai întâmplat toată nebunia asta. Pofăitule, dă contractul să îl dau lui Miguel, că de data asta chiar avem nevoie de bani. Hai că poate găsește ala o chichiță, o neregulă, o ceva, ca să putem să-i șantajăm pe aia cu ea. Nu e mă nevoie, mă, că l-am renegociat eu și am trecut și mașina de spălat în anexa cu ce trebuie să ne asigure. Gata, ce să mai... Păi arată-ne, mă, ia unii, care... Da, aici e trecută, na, uitați ce e trecută. Păi e română? Păi... Stai și contractul. Contractul e în spaniolă, ăla e cu termeni juridici, nu-i înțelegem. Lasă, asta e importantă. Poți să-și nebun? Asta nici măcar nu-i ștampilată, mă. Nici pe partea asta. Da. E, ori fiu cati să pună ștampila, dar oricum stați liniștiți că tot ce pe anexa asta se cumpără. Nici măcar n-au barat lista ca să nu se mai poată adăuga ceva pe ea. Voi ăștia sunt vărzăni ale contractelor, să mor eu. Da, da, nu, zi-mi că scap de cheltuială. Ce faci, Mărlane? Trec și sticlele de vin lipsă de la noi din pivniță. Plus alea două, plus încă două, care trebuie să-i le dau lui ăsta, lui... Miguel? Miguel. Plus două lăzi vin, ca să sărbătorim și noi, bă, cum se cuvine, semnarea contractului, nu? Și șase merdenele. Păi, ești împit, cum treci, mă, 6 merdenele? Ai dreptate, 12 merdenele. Cum treci, mă, merendele în contract? Păi ce are, mă, nu merge cu vin? Plus că mi-e poftă. Baba dragu, to mai dera, baba dragu, de vai, opa, a venit vaccinatul. Ai văzut, mă, gogule, că n-ai murit? N-am murit, Mărlane, dar o să vă plătesc cu aceeași monedă. Ce monedă te să văd? Ai, mă, bioficos că te-ai sacrificat pentru o cauză nobilă. Te-ai salvat? Ți-ai salvat, potulește-mă, ți-ai salvat colegii, gogule. Aia un gât de viță, stracă supălarea. În nici într-o caz, că dacă face tratament pentru antirabic, n-are voie alcool, că-i dă reacție inversă, adică adversă. Și ne trezim că începe să-mi urle până căsă ca mâța mea. Bă, n-a sunat mă pe Miguel să vină să-și ia vinul, că ne trezim că-l peste mii pe toți și eu altul nu mai iau. De la studiouri, adică din banii de producție mă refer. L-am chemat, trebuie să pice Miguel din clipă în clipă. Miguel! Vâf! Vâf! Ce ai nebunit? Vrei să faci iar încă un rând de antirabice? Nu, nu, Mărlane! Trei! Vâf! Vâf! Poftiți, Mărlane? O, las!
Să nu-mi spui că ați mai găsit și alți câini. A, nu, 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 ăștia latră. Probabil au luat turbarea de la mine. Fuziți că le găsește, dragi, le vaccinează. Îi prinde-o pe toți, tu să nu te apropii de sticle, că ai mâna proastă. Ce-i tăia, comprende? Mamă, ce noroc am avut, am scăpat. Ba, n-ai scăpat, Vandame. Că pe tine te vaccinez eu personal. Ca să fim toți imuni. Să-i facem o poză mai întâi. Dă-mi poză, ai aparatul, că eu n-am rostul. Fă-mă ca câinele să vedem. Ai creat un câine casă! Ai văzut, mă, că ești talentată pe moasta. O să... Și eu m-am prefăcut, mă, că mă sperie. Ce talentat să m-am prefăcut, că mă sperie. Ai, du-te, dar tu poți mai mult. Data viitoare, când imiți că te sperii, să te... să faci și pe tine, mă. We'll be right back.